ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează. Spațiul acestei emisiuni este dedicat Partidului Național Liberal, din partea căruia este venit să discute cu noi, să dezbatem programul Partidului Național Liberal în ceea ce privește mediul de afaceri. Vorbim aici de domnul inginer Constantin Ghica, candidat locul 4 la Senat. Pentru cei care îl cunosc mai puțin, de menționat faptul că domnul inginer Constantin Ghica este fost viceprimar al municipiului Roman, cu rezultate cu totul și cu totul deosebite. Din păcate, o conjunctură politică în care la cârma Partidului Național Liberal s-a aflat un fost deputat de Roman, care iată că nici nu și-a mai dus până la sfârșit mandatul, pentru că a fost condamnat pentru fapte de corupție, l-a înlăturat de la conducerea municipiului Roman, chiar în momentul în care domnia sa era pe punctul de a aduce proiecte și asocieri majore pentru municipalitate, pe care după aceea le-a și adus, având o relație de colaborare deosebită cu primarul în exercițiu al municipiului Dan Laurențiu Leoranu. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule inginer. Vreau să reamintim telespectatorilor acest lucru, faptul că dumneavoastră sunteți unul din artizanii a ceea ce înseamnă aducerea unor mari investiții la Roman. Asta au fost cândva, când eram viceprimar împreună cu actualul primar al municipiului Roman și actualul candidat la Camera Deputaților, Laurențiu Leoranu. Sigur, așa erau vremurile. Eu am fost obișnuit să fac ceva, dacă mă aflu undeva, să las ceva în urma mea. Și cred că am și găsit un bun coleg de primărie, primarul, pe vremea aia și actualul primar, și am realizat câteva proiecte însemnate pentru municipiul Roman. Romanul, acum vreo 30 de ani. Dar să reamintim acea conjunctură în care propriul partid, în loc să vă sprijine pentru ceea ce făceați dumneavoastră în calitate de viceprimar al municipiului, pentru cetățenii orașului, v-au pus în situația de a pune bețe în roate propriei guvernări. Acei, nu eram într-o contradicție cu partidul, cu anumiți indivizi din partid, acei indivizi au cam dispărut de pe scena politică. Așa au fost condamnați pentru corupție. Așa că Dumnezeu să dea... Nu bate cu... Nu bate cu partea, dar Dumnezeu să dea tot ce îți doresc. Nu am nimic cu nimeni, pentru că cel mai mare păcat, vă-l spun eu, este neiertarea. Asta e o poruncă biblică. Faceți referire la o poruncă biblică, dar este același personaj care a încercat să pună bețe în roate și proiectului cu biblioteca, să ne amintim. Într-adevăr, și biblioteca o putem vedea acum, o bijuterie a municipiului Roma. Tot așa, că s-au găsit un grup de cetățeni revoltați că politicul își bagă coada atât de mult și au... Vedeți dumneavoastră, democrație fără politică nu se poate. De poate, numai, da, dar politică că, în folosul cetățeanului, domnule. Numai că politica trebuie făcută pe bază de principii. Să fii principial. Și pe bază de proiecte. Păi normal, proiecte și principiul de a construi, principiul de responsabilități, de a fi responsabil la ceea ce faci sau ceea ce spui, ce afirmi. Adică să răspunzi. Întâlnim, nu numai în, mult în spațiul ăsta politic, mulți indivizi care fac sau spun și fără niciun fel de responsabilitate. Păi este situația în care ne aflăm acum, domnule viceprimar. Deci dumneavoastră, nu știu dacă aveți cunoștință, că știu că ați fost plecați, că eu în calitate de cetățean nu vorbesc aici ca jurnalist, doar așa de, am îmbinat.
am atacat în instanță de contencios administrativ decizia Consiliului Județean de a aloca 9 miliarde și jumătate pentru un târg de Crăciun, în condițiile în care, de la instalarea pe funcție, actualul președinte al Consiliului Județean refuză sistematic să achite cea de-a doua tranșă a aparatului de radiologie care asigură sănătatea a 40% din populația județului Neamț. Vedeți dumneavoastră, ceea ce face președintele PSD Neamț, președintele Consiliului Județean, e de strigat la cer. Ce să spun eu, Romanul face parte din județul Neamț. Comunele din jurul Romanului sunt din județul Neamț. O treime din populația județului Neamț, dacă nu mai bine, de o treime, trăiește în mediul aproape de Roman. Romanul contribuie la PIB-ul județului? Romanul contribuie la PIB-ul județului mai mult de jumătate. Romanul se află pe șoseaua E85. Asigură spital. Și sănătatea asigură, de Bacăului, asigură și la Bacău și la cei de Vaslui și de Iașu, Hălăucești, vedeți dumneavoastră. Și nu dau bani, nu dau bani pentru că un fel de coloneală în administrarea banului public. Până nu cheltuim banul public transparent și chibzuit, nu vom reuși. Vin bani... Să știți că trebuie stabilite prioritățile. Avem nevoie în sănătate. Era sigur că nu se întâmplă acest lucru, că există o declarație a consilierilor dumneavoastră județeni și a celor care au afirmat că domnul președinte Arsenie s-a exprimat după câștigarea alegerilor, deși aici mie mi se pare injust, pentru că n-au mai fost alegeri directe. Deci nu eu, cetățeanul, l-am votat pe domnul Arsenie, ci el a fost adus pe scaun de președinte al Consiliului Județean prin asocieri și manevre ale partidelor politice, ceea ce nu a fost tocmai corect, nici nu știu cine a modificat o asemenea lege. Vedeți, eu nu cred că romașcane și comunii din jurul Romanului, s-a văzut asta și la alegeri locale, vor vota PSD-ul. Din acele motive. Pentru că eu mă îndoiesc, spun la îndoială cuvântul dumneavoastră, că știți că tătu cu primarul și foarte multe comune. Asta, cetățeanul votează cum îi spune domnul primar. Da, dar din mai mult de jumătate din comunele din jurul Romanului sunt comune ale cu primar liberale. Așa că nu cred, să știți că... Și acum vin de la discuții de la moldoveni. Discutăm cu oamenii prin sate. Să știți că cum este primit primarul Romanului în comunele din jurul Romanului, chiar am rămas așa, primit ca un om care se elibereze de ceva, de sărăcie, să știți, dacă te duci prin sate, cum e Pustieta sau Gorunul din Oriceni, unde nu au văzut oamenii asfaltul, nu, ce... Și acolo am înțeles că au primar PSD acolo, păi, nu? În toate comunele unde primar PSD, sărăcia e mai mare. Haideți să luăm liderii PSD. Dragnea, fost șef și actual șef la Teleorman. Cum arată Teleorbanul față de județele care sunt... Nu, dar eu pe mine m-a întrebat la noi acasă și mă roade de chestiunea asta. Dumneavoastră le-ați spus oamenilor acestea, fraților, uitați-vă, Consiliul Județean refuză să aloce... Știu oamenii și ne spun ei nouă. Dom'le, faceți ceva ca să avem la Roman, să avem spitalul la Roman să fie dotat. Pentru că trei lucruri sunt importante. Școală, stradă și spital. Exact. Asta e important. Dacă n-ai la spital, eu am fost victima unui accident. Și eu în calitatea mea de pacient mă lupt, eu vă spun, pentru că eu cu boala gravă pe care o am necesit cel puțin două radiografii pe an. Mă duc și sunt condamnată de domnul Arsenie, care acum mă acuză că sunt manipulată de dumneavoastră, de liberal. Nu sunt manipulată de nimeni, stimați telespectatori. Sunt obligată să mă iradiez din cauza faptului că aparatul este depășit moral, pentru că domnul Arsenie ne pedepsește pe noi romașcanii care am votat. Asta nu spuneți numai dumneavoastră, o spun și oamenii de rând, de prin satele din jurul Romanului. Domnule, trebuie făcut ceva. De ce nu se face aia? De ce? Și promitem că vom face dacă vom ajunge noi la guvernare. Cu siguranță vom atrage bani. Cred că
atât primarul, cât și viceprimarii, care au lucrat până acum cu mine și cu Lucian Micu, am demonstrat că suntem în slujba cetățeanului. Chiar așa spuneam la început de mandat în 2000. Numai asta, dar dumneavoastră ați demonstrat faptul că v-ați supus aceia sancțiunilor pentru că v-au ridicat sprijinul politic în condițiile în care n-ați votat, cum v-a spus partidul. Și ați, bine, v-ați pierdut postul, dar nu pentru... Nu v-ați ținut de aici, scaun. Aici e și de aia mi-e pasă ce se întâmplă. Legislația din România e un pic, dacă nu chiar mai mult, stufoasă și interpretabilă. Odată ales, ar trebui să ai votez în cunoștință de cauză și să răspunzi pentru votul tău dacă nu este corect. Aici mi se pare și mie cel mai trebuie modificat. Vedeți cum aleșii locali sunt sancționați dacă nu sunt disciplinați. În partea și de fapt și la Parlament, cam același lucru. Să știți că merg tineri fără nicio problemă, dar dacă nu mai tineri, iarăși nu-i bine. O spun cu mâna pe inimă, că nu e bine dacă sunt tineri, dacă nu au o experiență în spate, să fi lucrat undeva, să fi studiat măcar 2 ani afară, nu vor face față, pentru că noi facem parte din Uniunea Europeană. Dacă nu ne armonizăm odată legislația, și pentru asta Parlamentul este, pentru a face legi. Dacă nu e armonizat cu Uniunea Europeană, ajungem conflict de interese. Nu vedeți, nu se atrag bani, pentru că, în primul rând, legislativ avem probleme. Dacă avem probleme legislative, apar și celelalte instituții, DNA, parchet și nu știu mai cine. Haideți să ne întoarcem la ceea ce ați făcut dumneavoastră concret atunci când spuneam că nu v-ați ținut absolut deloc de scaun, ci dimpotrivă ați bazat la o parte, dar ați continuat din calitatea dumneavoastră de cetățean, pentru că ați fost expus și din partid, să sprijiniți proiectul acesta major de a fi adus la Roma, deci, una din cele mai importante investiții. Înainte am iertat, pentru că așa e normal, mie mi se pare creștinește că neiertarea e cel mai mare păcat. Ce am făcut cu actualul primar, cu Laurențiu Leureanu, am fost prieten și înainte de a fi viceprimar, suntem și după aia. Ați fost prietenul romașcanilor, ai noștri. Relația noastră personală, de ce? Nu știu cât pot interesa. Corect și dornic să facă. Dacă la ora actuală, fac o paranteză aici, este cel mai bun primar din municipii din țară, premiile luate și așa mai departe. Peste 4 ani, cu siguranță, va fi cel mai bun deputat. Și dacă vom la concurență avea... cu domnul Munteanu, ca să spunem de la... Mă iert, domnul Munteanu, dar n-am văzut un sau un proiect... Este un om corect, domnul. Este păcate, un om corect, dar n-am văzut un proiect mare lăsat în urmă. Satele din jurul Romanului ar fi trebuit să aibă la momentul ăsta și poate reușim în viitor microferme pentru creștere de animale, păsări, microferme care să producă cereale, barsatul, sunt, dar mai trebuie și celelalte ferme mai mici, câte 10, 15, 20 de hectare care să producă legume, să producă produse ce le vom procesa la Roma. Cum vă primește lumea? Ne primește, ca am spus, ca niște eliberatori. Venim să eliberăm de ceva. Ne primește cu brațele deschise. Devin mai veseli când ajungem în preajma lor și ne promit că ne vor vota. Bun, ei văd că Roma nu s-a schimbat la față. Roma nu s-a schimbat la față și căutăm să schimbăm și satele din jur. Să știți că investiția de la Roman, dacă ne referim la TRV, are 1700-1800 de angajați la ora actuală, care mai mult de jumătate sunt din comunele din prejur. Și știu că noi am tras această investiție la Roman. Și sunt convins că vom mai trage și alte. Și o să vedeți din primăvară că și alte investiții vor fi la Roman și iarăși fac o paranteză, cu cât creăm mai multe locuri de muncă, cu cât atât va fi concurența între cerere și ofertă locuri de muncă, vor crește salariile. Este singura cale de creștere sănătoasă a salariilor. Dacă spunem că da, creștem salariul la 4.000 de lei, cum auzeam pe
și n-au spus domnii de la PSD, Victor Ponta, că vor face la început de mandat, în timpul mandatului, 1 milion de locuri de muncă? România a pierdut în criza din 2009, a pierdut în jur de 700.000 de locuri de muncă. A venit domnul Ponta, era la actualitate, vom crea 1 milion de locuri de muncă. Câte au creat? Baloare de săpun, nu fac altceva decât stai PSD-ul, promisiuni și balonaj de săpun. O promis că, domnule, cresc salariile la medici și la profesori. Într-adevăr, salariile sunt mici pentru că nu avem puterea aia economică. Economic trebuie să susținem salarii mai bune. Au spus că cresc salariile la profesori și la medici. Făcut. Dar de ce n-au trecut prin Parlament cum și-au trecut creșterea pensiilor, asta, chiar a salariilor, prima, dacă ne amintim un an și ceva în urmă, salariilor, demnitarilor și pensiile speciale. De ce n-au făcut și la profesori? Pentru că nu sunt convins nici ei, că n-au de unde. Au aruncat așa, că ăștia o spun că nu se poate, că nu știu ce, și electoratul... Da, pensiile speciale și le-au votat, în schimb, și le și primesc. Pentru că... Bine, ei primiște partea de ușa au tras-o. Sunt, vedeți, noastră... Și ajunge la cei care au 4 mandate. Cum să spun eu, e revoltător să auzi că lucrează lunea 2 ore, marța 2-3 ore, miercurea se pregătesc de plecat în teritoriu, joi, vineri, ci că sunt în teritoriu. Și au indemnizații mari, n-au salarii, au sume forfetare, au pensii speciale. Ce veți face dumneavoastră dacă veți ajunge în Senat? Primul rând, trebuie să spun de la capătul locului, nu sunt pe un loc eligibil la Senat, sunt un fel de rezervă, dar sunt bucuros că fac parte din echipa liberală, din echipa candidaților la parlamentare a liberalilor. Pentru că vin și spun unul, Parlamentul este organul suprem care face legi, să facă legi, să lucreze de luni, de la prânz, dacă nu se poate, chiar de dimineață, până vineri inclusiv. Măcar 8 ore cât muncește orice creștin într-o o fabrică. Bun, și cu noi în teritoriu cât mai e legătura? În teritoriu are vineri, am zis până vineri. Vineri și sâmbătă poate să ia legătura teritoriu, iar în teritoriu să lucreze birourile lor, care au prin intermediul birourilor. Când nu fac niciunul acea muncă de birou, ați fost la cât parlamentar, ați găsit pe cineva la birouri sau chiar parlamentarul? Nu ați mai umblat pe aici, pe acolo, pe la cabinetele lor din teritoriu. Găsiți ceva, vreo activitate? Da, e discutabilă chestiunea. Eu spun că cu o singură excepție unde era tot timpul o persoană, dar nu prea am văzut activitate parlamentară la PSD, n-am văzut. Îmi pare rău, dar nu. Chiar când îi aduc aminte, când îi căutam un proiectul cu TRV-ul, zâmbeau ironic și spuneau că nu e realizabil așa ceva. Ei, le-am demonstrat că se poate. Bun, am înțeles că ne promiteți și alte investiții. Sigur vor fi și alte investiții. Eu cred că în următorii ani, Romanul vrea să copie undeva orașele de pe coasta de vest, Timișoara. În Timișoara salariile sunt mai mari. La ora actuală, se spune că dacă ai puls, ești angajat cu cel puțin 2.000-2.500 de lei în Timișoara. Deci nu trebuie mari cunoștințe. Salarul minim a crescut la 2000, chiar 2000, între 2000 și 2500 pe coasta de vest. Pentru că cererea de forță de muncă este mult mai mare ca în partea asta la altă. Dacă noi aducem investiții, ca să putem aduce investițiile alea, îi trebuie în primul rând autostrada care se lege Iașul de Târgu Mureș și după aia Moldova să o legăm de Ardeal, Autostrada Unirii, cum e numită, și ducem către civilizația din vest. Și să continuăm autostrada înspre Prut, ca să facem un pas, într-adevăr, și peste moldoveni. Dacă mergeți în satele de peste Prut, o să vedeți România anilor 90, e acolo. Cum arată satul, orașul, așa arăta
nostalgia. Bordura dată cu var, sărăcie, casele acoperite cu azbest și așa mai departe. Îi vezi sărăcia cruntă cum era înainte de 90, statul românesc. Ei, dar vom dezvolta multe locuri de muncă, atunci Romanul va fi mai bine populat. În ce sens? Vrem să ne ducem copiii acasă sau, știu eu, frații, surorile, chiar părinții, tot majoritatea sunt plecați, tineretul, forța de muncă e plecată. Este o criză de a forței de muncă cum... O criză greu, pentru că salariile nu sunt atractive. Am văzut la târgul de joburi la societatea dumneavoastră care a venit cu atâtea oferte, nu a reușit să încadreze. Nu, că vin, au început să vină, pentru că făcându-și calcul de cât costă chiria, cât îi costă afară una alta, asigurările medicale, să știți că afară sunt foarte scumpe. De-aia, când pun totul în calcul, la un salar, zic ei, prag de 4-500 de euro net, vor veni în România. Ce va pleca din România, pleacă și se întorc, este forța de muncă tânără, dar trebuie medicii. Să găsim medici, pleacă, pentru că au condiții. Și acum, să știți că nu numai salarii din medicină sunt o problemă. Dotările? De ce spuneam că mi se avem pare... Avem sistemul care ar trebui, nu ne permite, știu, un parcurs profesional a unui medic tânăr. Adică un medic tânăr să crească în acel spital și cu cât de, crește de ce mi se pare inadmisibilă atitudinea președintelui Arseni față de spitalul de la Roman? Au ținut la ușă, deci conducerea spitalului de urgență după de la Roman a solicitat audiență la președintele Consiliului Județean, care este și alesul lor, sau dacă nu este, este președintele tuturor nemțenilor. Nu au primit domnul președinte foarte ocupat. Este un act de răzbunare pentru că Roman s-a dezvoltat mai mult decât Piatra Neamț, decât Târgu Neamț. Și un act de răzbunare, deci ce atât? Dar nu se poate tu ca om politic să te răzbuni pe populația aceasta și să pui în practică ce ai declarat? Ar trebui să-i întrebați pe reprezentanții Partidului Social Democrat, ești social și democrat, și una și alta să lovesc cam eu cam berete, de ce nu dau banii la așa ceva? Pentru că... Vă spun eu că mi-au răspuns mie în conferința de presă. Mi-a spus domnule Oreanu să facă dovada, nu există niciun acord, eu am documentele aici pentru proces că a existat un acord, nu există niciun acord cu primăria Roman pentru a-și asuma și a doua tranșă, conducerea Consiliului Județean și-ar fi asumat... Celelalte conducerea Consiliului Județean știau că Romanul și comunii din jurul Romanului fac parte din județul Neamț. Domnul Arseni probabil că stă mai rău la geografie și ne consideră undeva la ea sau la Vaslui pe noi, așa că... Eu nu știu câte șanse am să câștig acest proces. Sinceră să fiu, din păcate, legislația este de așa natură și dacă veți ajunge în Parlament sau cine va ajunge în Parlament, va trebui să modifice, să-mi dea mie dreptul cetățeanului să pun în discuție și oportunitatea proiectelor. Eu încerc să demonstrez în fața instanței aici că între un târg de Crăciun în care dai 9 miliarde și jumătate, în care 5,5 miliarde de lei pentru 38 de căsuțe cu lemn asigurat de Rom Silva și un 482 de milioane, deci sub 500, sub jumătate de miliarde de lei vechi, mi se pare mai oportun să asigur sănătatea. Spuneam de cheltuirea banului public. Și sigur, vin sărbătorile de iarnă. Fiecare suntem bucuroși să avem cât mai multe de pus pe masă, să vedem din cânt ochiul voie bună, dar prioritatea zero e sănătatea. A doua, sau poate, nu știu dacă e sănătatea, dacă nu chiar învățământul, pentru că medicii, da, de acord, trebuie plătit și ei, dar trebuie plătit și profesorii care fac medici, nu? Pentru că
o educatoare, când alea de bititel să începe să investească în el, așa, în clasele primare, după aia în clasele liceu, în facultate, și aia trebuie să contribui la... De aceea, Partidul Național Liberal, nu că nu este împotriva creșterii salariilor, Doamne ferește, nu așa ceva, dar trebuie să ne uităm încât creșterea să fie la toți bugetare, pentru că sunt importanți și persoanele care lucrează în administrație publică locală, să poată atrage, să muncească, să fie mai determinat să muncească la atragerea fondurilor europene și celelalte proiecte care sunt țin de administrația publică locală, așa ei trebuie plătiți. Și să nu uităm un lucru, ne tot uităm la bugetare, dar nimeni nu vorbește nimic de personalul salariații din sectorul privat. A, nu mai vorbim aici. Uitați, acum tot bugetarii au fost liberi, privații au fost și nu. Dar n-au fost chiar deloc. Noi am lucrat. E altă problemă. Și ei care produc banii într-o societate. Dar... Haideți să ne întoarcem la chestiunile acelea de oportunitate. Deci, dumneavoastră ați dovedit în mandatul de viceprimar în care ați fost sancționat de partid că ați votat pe chestiune de oportunitate și cum este normal să fie legislația. Vedeți, dumneavoastră, biblioteca, dacă la ea vă referiți. Trebuie nu mai la bibliotecă. Nu vorbim mai de bibliotecă. Acolo e alt of. Noi discutam, să știi cum ați fost sancționat dumneavoastră. Ei, nu, atunci. Atunci am spus încă o dată, repet, eu am dat trecut, am uitat, am iertat, dar n-am uitat. Nu, dar mă întorc la chestiunea aceasta legislativă. Deci, trebuie sau nu modificat bineînțeles că trebuie orice legislația. Proiect, să-mi dați mie dreptul cetățean ca într-o asemenea situație eu să mă consider îndreptățită să contez și oportunitatea. Pentru că legea actuală spune nu aleșii. Orice proiect de investiții, că investesc un leu sau 10 lei, 100 de lei, nu știu cât, ar trebui supus dezbaterii publice înainte. Dacă ai semnare din că nu-i bun proiectul, trebuie să te oprești imediat. Deci să fie acea relație, dar PSD-ul nu pune, știu eu, cetățeanul pe primul plan, cum nu pune nici elevul la sistemul de învățământ, cum nu pune nici pacientul în sistemul de sănătate. Ăștia trebuie spus în prim plan. A fost prea scurt timpul, pentru că dacă noi acționam așa cum am acționat la bibliotecă, acel grup de cetățeni care am făcut presiune asupra partidelor politice în Consiliul Local, am fi avut, țineți minte că atunci sunt 10.000 de semnături care au demonstrat PNL-ului că trebuie să... Și asta e una, și doi, dumneavoastră sunteți câinii de pază al democrației. Dar eu n-am făcut-o în calitatea mea de jurnalist. Eu am făcut-o în calitate de cetățean. Eu vă spun de ce, pentru că m-am simțit cumplit de frustrată de faptul că nu ni se alocă bani pentru sănătate. Sănătatea care e cea mai... V-am zis? O persă pe aia... De două ori pe an te duci să te iradiezi la un aparat care nu mai este funcțional, mi se pare criminală chestia. Și de aici și autorizarea spitalului are probleme pe... Da, nu are pe... Nu pot încheia... Cu casa. Cu casa pe servicii de asta. Atrage mai multe probleme și... Și legea într-un fel îl obligă pe acest președinte de Consiliul Județean. Dar el, ignor, a venit în Roman la dezvelirea statuii Sfântului Andrei. Mi s-a pus maxim de ipocrizie acolo. Da. Când ați văzut... Să-l asigurăm pe domnul primar, vom sprijini. Cum sprijini dacă tu refuzi în continuare să aloci? V-am spus când ce face PSD-ul, nu mai minte. De la nivel central până la nivel local. De-aia n-au nici rezultate, de-aia n-au nimic. Domnule inginer, ultimul minut, vă rog să transmiteți mesajul final al emisiunii. În primul rând, vă invit pe 11 decembrie să fiți cu toții la vot. Al doilea rând,
să vă uitați bine pe listele de candidați propuse de partide și să-i votați pe cei care au demonstrat că au fost buni, sunt buni și cu siguranță vor fi buni. Eu cred că votând poziția 4, Partidul Național Liberal, atât la Camera Deputaților cât și la Senat, nu veți greși. N-am dezamăgit și nu vom dezamăgi pe nimeni. Aveți încredere în mine, aveți încredere în primarul Dan Laurenț Lăureanu, care va fi cel mai bun deputat cu siguranță la sfârșitul mandatului, primului mandat de deputat. Vă mulțumesc frumos pentru interesul care ne-ați urmărit și vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii România Votează. O zi bună!